O știre tristă, doamnelor și domnilor, chiar în acest moment, Catinca Roman trebuia să fie alături de noi astăzi pentru a comenta un dosar, așa cum v-am obișnuit. Catinca însă ne-a informat cu o voce absolut sfârșită că tatăl ei, tatăl Catincăi Roman, a plecat la cele sfinte, un om absolut extraordinar despre care ne-a vorbit de atâtea ori. Este vorba despre domnul Iosif Zilahi. Trebuie să știți puțin din această poveste. Prin urmare, primul soț al Mioarei Roman a fost domnul Iosif Zilahi, un reputat antrenor de scrimă și fost sportiv. Anul acesta împlinise 90 de ani. Trebuie să vă mai spunem că după 12 ani de căsnicie, drumurile Mioarei Georgescu și ale lui Iosif Zilahi s-au despărțit, dar i-a unit acest copil, Catinca Zilahi, denumit în public Catinca Roman, dar ea întotdeauna s-a mândrit cu tatăl ei și a fost un om foarte important. Chiar Catinca scrie acum câteva zile: mama s-a operat, sora mea e cu tatăl ei în spital, spunea Oana Roman. Pe seară i s-a făcut febră, prin urmare, într-adevăr, domnul Zilahi a pierdut lupta cu boala. Ce spunea Iosif Zilahi în trecut despre Mioara Roman? M-a cucerit cu frumusețea ei. Aveam 27 de ani când ne-am cunoscut la sala de scrimă. A fost o poveste de dragoste frumoasă. Catinca spunea despre tatăl ei: genele bune, temperamentul lui calm, educația și anumite principii de viață cu care mă mândresc, ele sunt moștenirea din partea tatălui meu. De învățat învăț în fiecare zi de la el. Este un om extrem de deschis, foarte informat și chiar îmi face plăcere să vin să petrecem timp împreună, să discutăm despre tot soiul de subiecte, de la modă, la sport, știri, istorie, o grămadă de filme. E mult mai bine pus la punct decât mine, dar fără politică. Semănăm la caracter și probabil ăsta a fost motivul cu care am ținut tot timp legătura cu ea, spunea Iosif, regretatul Iosif Zilahi. Mai spunea Catinca: deși părinții mei au divorțat când eram mică, am beneficiat și m-am bucurat de prezența tatălui meu de când m-am născut și până acum. Sper să... până acum. Ea spera să aibă parte de tatăl ei pentru cât mai multă vreme. Tata a fost căsătorit 27 de ani după căsnicia cu doamna Mioara Roman. Și a rămas văduv în 2015. A avut o relație și am avut și eu o relație extraordinară cu soția lui. M-au ajutat foarte mult în perioada în care Calina era mică și o creșteam singură. Prin urmare, Catinca este în acest moment în poate una dintre cele mai grele zile ale vieții ei. Suntem alături de Catinca, îi dorim multă putere și va intra în curând alături de noi, pentru că, iată, e o zi grea și despre tatăl ei, un om cu totul și cu totul special, merită să vorbim acum. Vom avea astăzi amănunte importante și despre Alexandru Arșinel și despre multe alte informații de ultimă oră. Scurtă pauză. Da, doamnelor și domnilor, suntem în direct în acest moment, însă îi mulțumesc foarte mult Catinca Roman, care a făcut efortul de a intra alături de noi în acest moment prin telefon și e foarte important ca împreună cu Catinca să evocăm imaginea și memoria unui om absolut extraordinar. E vorba despre domnul Iosif Zilahi, tatăl Catincăi. Catinca, îți mulțumesc foarte mult, te răpim doar câteva minute și Dumnezeu să-l ierte. Da, mulțumesc, Cristi. Mi-ai povestit de foarte multe ori. Am găsit câteva fotografii absolut minunate cu domnul Zilahi. Înțeleg că astăzi ne despărțim de acest om puternic și extrem de important în viața ta. Da, așa este. Am avut o legătură specială cu tata și, indiferent de faptul că a avut o viață lungă și frumoasă, tot nu suntem niciodată pregătiți pentru evenimente de genul.
Înțeleg că de la un anumit moment, cum scria și Oana acum ceva vreme, erau probleme pe toate fronturile, doamna Roman, probleme, și tatăl tău intrase în spital și iată, da, astăzi v-ați despărțit. Da, așa este. Am avut o perioadă dificilă. Spune-mi puțin despre el, despre domnia sa. A avut o viață frumoasă, sincer, și regret enorm, sunt extrem de afectată, dar în același timp va trăi frumos și s-a dus destul de ușor, ceea ce cred că e important. A fost un om extraordinar, un sportiv de înalt nivel care a adus contribuții serioase la cunoașterea României în lume și mă bucur pentru el și pentru relația senzațională pe care am avut-o. Da. Chiar îi datorez foarte, foarte mult din felul meu de a fi. Asta pomeneam și mai devreme, găsisem câteva declarații ale tale, dar și ale tatălui tău, legat de relația voastră și de felul în care ai moștenit anumite calități. Este limpede că calmul și felul tău foarte stăpân pe situație de a fi venea de la domnul Zilahi, cu care spuneai că ai avut o relație foarte frumoasă atât cu domnia sa, da, dar și cu soția sa, da, de a doua, da, ca să zic. Da. A fost o ultimă vorbă, un ultim lucru pe care vi l-ați împărtășit înainte? Am fost, din păcate, în ultimele zile nu am mai fost conștient, dar eu am fost alături de el zi de zi, exact cum eram și înainte, și tata era o persoană optimistă de fel, așa că am vorbit lucrurile obișnuite și ne-am purtat ca și cum lucrurile sunt ca înainte, ca să zic așa, pentru că el nu a dorit niciodată, s-a ținut foarte demn, ca să zic așa, și nu i-ar fi plăcut nici să-i plâng de milă, nici, normal că ne-am zis să ne iubim și lucruri de genul acesta. Da. Îți mulțumim foarte mult, Catinca. Cu mare drag. Cei care vor să se despartă de domnul Zilahi, probabil că vor avea amănunte de la tine și le vei spune, da, la momentul potrivit. Da, da, o să-i, da, țin legătura cu toți prietenii lui. Are prieteni cu care ține legătura de 70 de ani și au fost toți alături de mine și de el până în ultima clipă. Mama a aflat? Nu, încă nu, pentru că nu prea aș vrea să-i adaug un stres suplimentar în acest moment. Da. Catinca, de aici încolo trebuie să mergi mai singură și un sprijin cumva, un pilon al vieții tale te va sprijini cumva de sus, de undeva, din ceruri. Aș vrea să te mai întreb care este poate cel mai important lucru pe care l-ai învățat și l-ai preluat de la tatăl tău. Cred că demnitatea și discreția și un fel de coloană vertebrală pe care sper că am reușit să o țin, pentru că el a avut-o din toate punctele de vedere. Da. Foarte, foarte frumos. Îți mulțumim foarte mult. Și de aici încolo toate gândurile noastre bune, toate gândurile bune ale celor de acasă, cei care ne urmăresc. Și când ai nevoie de noi, noi suntem întotdeauna cu mare drag. Alături. Cu mare drag. Pentru un om care, prin discreția cu care, iată, a știut să aibă grijă de copilul lui, de nepoata lui, de Calina, da, și de viața sa, a trăit frumos și s-a stins în discreție și a mers către Domnul încet și lin, ceea ce cu siguranță la un moment dat devine foarte, foarte important. Dumnezeu să-mi ierte, Catinca, și mulțumim foarte mult. Mulțumesc mult, Cristi, și eu mulțumesc. O zi bună!
La fel.